Hei, gogoșiși, bine v-am regăsit cu noi episod de Sims. Sims 4, numai cu cele mai tari gogoșele la Dia Gaming, cele mai delicious și gogolicious ca întotdeauna. Yummy, ce facem astăzi? Suntem aici cu fiul nostru și trebuie să mergem mai ținte la un om de știință ca să ne facă filtru pentru costum să putem coborâm mai jos acolo. Exact, pentru cei care nu știu, acum noi încercăm să ne căutăm fica. Și intrăm într-un laborator secret, gen Area 51. Pe bune? Da, e ceva de genul. Dar uite câte plante din astea dubioase. Tot mai multe sunt. Am impresia că cu cât se fac mai multe, cu atât lumea e în pericol. Da, pentru că plantele alea ai văzut că emană ceva. Mm-hmm. Și, păi și tu, sunt periculoase. Tu îți dai seama că dacă nu ne grăbim, nu o să mai putem ruga niciun om de știință ca să ne facă toate astea, pentru că nebunește. Da, a, deci nebunește. Da, nebunește. Uite că asta nu știam, că nebunește și rămâne așa? Păi nu știu dacă o să rămână așa, s-ar putea să da, s-ar putea să nu. Aia e chestia. Chiar. Că dacă se accentuează atâta, poate nu-și mai revin. Adevărat. Că na, va fi toxic, tot aerul. Da, deci trebuie să ne grăbim. Așa că apăsați butonul de like și neapărat abonați-vă. Mm-hmm. Pentru că avem o grămadă de surprize pentru voi. Da, fază nasoală e că ne tot trimite dintr-o parte în alta. Aia mm-hmm. e chestia. Așa e. Uite, încerc să vorbesc cu un om de știință despre asta. Ai văzut că trebuie să tragi de ei ca să... A, uite, ci că trebuie să ne împrietenim cu ei ca să ne facă treaba asta. Pe bune, vezi, am zis. Da. Trebuie să ai pile, mă, trebuie să ai cunoștințe, să ai oameni. Trebuie neapărat să ne împrietenim cu ei, pentru că altfel nu ne vor face. Exact. Mm-hmm. Ci că nu la oricine le spune secretul. Vezi? Mhm. Ăștia-s doar așa, ca să vezi dacă îți dau sau nu. Trebuie să te împretenești cu ei, că altfel nu îți dă nimica. Zgârciți. Da. Hai, măi, oameni buni, măi, sunteți înnebuniți de, nu știu, de extraterestri și nu vreți să vă ajutăm să scăpați de chestia asta pe bune acum. Dar poate ei, fiindcă lucrează acolo, sunt protejați. A, da, adevărat, dar, na, poate sunt obligați. Da, sau poate sunt obligați. Vezi? Hai, nu pleca, măi! Unde pleci? Stai așa! Stai, nu pleca! Doamne, tu nu mă ajungi și pleci? Stai că trebuie să vorbim mai multe cu ea. Hai, nu pleca! De ce pleacă și ea? Fiul nostru nu face nimic. Nu pleca, tanti! Că pleacă! Că avem nevoie să ne ajuți. Vine înapoi. Vine? Mhm. Da, uite, vorbesc de la geam, de unde? Păi da, distanțare socială. A, uite că acum se apropie. Tot încă nu ne zice, e prea mică asta. Trebuie să crească prietenia. Mm-hmm. Că altfel nu ne zice, vezi? Da, e puțin de muncă o să ajungi acolo, sincer. Da, deci fiecare indiciu ne duce la câte... un diferit om. Stai că a plecat fiul nostru. Iar? Da, a plecat spre casă, dar l-am întors înapoi. Stai că l-am întors înapoi. Știi că își mai ia și propriile decizii singur. A, da, uitați. Mhm. Da? Asta e situația. Hai, n-avem hai, ce să facem. Da, tot încerc să fac să crească mai repede, am nicio șansă. Apropo, dacă nu v-ați abonat până acum, să știți că nu știți ce pierdeți. Da, azi avem 4 episoade, nu? Exact, astăzi vor apărea 4 episoade pe... în ziua asta, de zic. Da, ce știe, poate să postăm și în fiecare zi 4, dar o să fie cam multicel. Dar azi avem o surpriză pentru voi și o să postăm 4 episoade. Pentru că știm că vă ținem în suspans cu toată povestea asta, așa că asta o să facem. Hai că acum poate să-i ceară. În sfârșit, mai facem rost de un indiciu. Că până hai că acum mai zice, acum mai zice. Hai să vedem ce îi spune.
Cică, wow, tu ai făcut-o. Lasă-mă să analizez profilul ăla de ăsta și o să ne trimită filtru pe e-mail cât mai repede ca să luăm un vaccin pentru... Nebunie. Da. Și cum să-i dăm noi ăla? Cum ți-l dau? Cred că trebuie să apeși pe ea cumva să... Nu știu, stai să vedem. Să-l transfere, să-l dea în mână. Asta o fi sau i l-am dat deja oare? Eu zic că i l-am dat deja. Da, și eu zic că i l-am dat. Da, cred că i l-am dat deja. O să-l primim pe e-mail. Perfect. A, uite, ci că trebuie să ne verificăm mail-ul. Poșta sau mail-ul pe calculator, că nu înțeleg. Pe mail-ul pe calculator, zic eu. Calculator? S-ar putea s-ar putea poșta. A, poșta? Mhm. Cred că poșta, da. Da, cred că poșta. Ok, trebuie să ne întoarcem acasă și să ne verificăm mail-ul. Haide, repede, repede, poate ne-a trimis în sfârșit. Ci că ne-a zis că are materialele ca să ne creeze filtrul respectiv, dar nu a avut suficient timp. Am înțeles. Hai să vedem ce ne-a trimis pe mail. Mă rog, în poștă. Mm-hmm. Sunt curioasă, eu vreau să văd odată ce e acolo. În laborator secret. Și mi se pare că ne ține o grămadă. Ia să vedem. Unde-i? Noi n-avem poștă? Noi n-avem poștă acasă? Măi, noi n-am pus poștă. Dar hai nu știam că trebuie poștă. Am crezut că prin poștă, prin e-mail, ceva. Nu cred. Noi așa credeam. Nu. Am pus. Nu știu exact cât timp o să mai dureze până o să reușim să descifrăm tot misterul ăsta. Pentru că este din ce în ce mai greu. Dar te ține și captiv, nu? Da, te ține în super captiv. Ok, mă uit ce am primit. Un mail... uite, putem acum să... Ne-a făcut filtru. Așa, da? Da. Uite, ăsta e costumul. Ăsta e costumul. Wow! Da. Mamă, acum putem să ne întoarcem. E costum de astronaut ăsta, frate! Nu e de astronaut, e ceva din urmă, de te protejează de infecții și de toate... De nebun. Da, de nebun, de extraterestri. Ok, hai să vedem Stranger Will, mergem direct la laborator pentru că lucrurile în lumea asta se împut deja. Exact. Și nu vrem să fim noi ăia care cauzează sfârșitul lumii. Noi încercăm să ajutăm lumea. Mhm. Poate așa o găsim și pe Natalia, poate o fi acolo. Doamne ajută! Mi-e dor de fica mea! Hai să vedem. Coborâm jos. A folosit... Uai, tot mai multe ies, ia uite. Mamă! Bine măcar că nu suntem afectați. Da, mă uitam dacă mai avem ceva aici. Da, nu mai avem nimica. Trebuie să coboare și să meargă... Era o ușă unde... Aici, ușa asta trebuie să o deschidă. Okay. Dar trebuie să intre prin toate astea. Ok, nu-i problemă. Vedem să... Exact acolo unde sunt cei mai mulți viruși. Wow! Ia să vedem. Reușește costumul ăsta să-l protejeze? Ia uite că intră. Mamă, cât să-l span! Mamă, deci nu vine să cred că a intrat acum într-un laborator cu ceva bacterii în aer. Mamă, dar nici măcar în filme nu văd chestia asta. Hai că e mișto, uite, s-a deschis ușa. Ok. Putem intra? Nu știu, acum trebuie să coborâm și mai jos. Frate. Creepy. Acum coborâm mai jos. Mai jos? Da. Wow. Și aici, nu știu, se blochează sau mai e ușă? Eu că nu mai e văd. Ușă. A, mai e o scară și mai jos. Vai de... Și mai jos. What? A, uite, e o ușă aici.
Stai că s-a blocat aici. E o ușă aici. De ce nu poate să o deschidă? Ceva din câte am văzut. Dar nu poate să o deschidă. Ia vezi să vedem. De ce nu poate să o deschidă? Era un scanner ceva acolo. Stai, stai, să ne uităm. Să ne uităm. Poate putem să apăsăm aici. Go here. A, uite, a, poate uite, mă, trebuie să apeși așa. Și aici. Holy moly! Sunt o grămadă de chestii dubioase, extraterestre, uite. Mamă, deci le face testele, testează. Și uite, mai ți minte că aparatul ăsta era în casă la prietena noastră? Da! Zi-ți-o de noi dubios și ea cred că se ocupă cu astfel de chestii. Bă, ești nebun? Nu te cred. Cât de tare e ăla? Deci astea sigur sunt niște chestii aparate extraterestre. Da. Doar să nu ne prindă nimeni dacă am intrat cine, dacă am intrat aici. Da, dar unde trebuie să mai mergem acum? Uite, mai e. Aici e ceva. What? Wow. Și plin de plante din astea. Frate, cum ar fi acum să iasă ceva înfricoșător de acolo? De ce am presentimentul că să iasă ceva? Da, și eu am văzut, și eu am impresie. Mai bine salvezi aici, în caz de ceva. Da, mai bine. Ca să nu ne mai chinuim. Stai că e și foame, să-i umplem asta. Perfect. Să vedem acum. Hai să vedem, asta e ușa finală? Da, cred că da. Oh. Wow, floricele. Doamne ferească, sfântul. Ce e? Uite. Mamă. A, e planta. Da. Bă, ești nebun la cap. Cât de mare e. Cum, frate? Deci asta e ceva plantă extraterestră. Da. Se ridică, ia uite. Nu, nu. What? Am crezut că îl mănâncă, jur. Și eu am crezut, stai bă, ca să fac thumbnail. Hai de capul meu. What? Și uite și jos cât e. E rădăcina. Da, e rădăcina. Da, ia, mișcă-te în jurul ei. Uite că mai sunt uși acolo, sau ce-s alea? Da, mai sunt uși, dar nu pot fi deschise. De ce? Nu știu, nu mă lasă. Cred că s-a ajuns jos. Uite, ia să vedem. Poate, putem doar să comunicăm, dar de ce nu putem lupta? Trebuie să fie distrusă cumva, că altfel n-are cum. Wow! Ah, ok. Ci că trebuie, putem să luptăm cu ea și să o distrugem, dar nu putem cât avem, zic cum se numește... Costum? Nu. Ala de... Trebuie să ne creăm un vaccin. Ok. Stai. Da, trebuie să mergem să ne creăm un vaccin. Mamă, hai să mergem să ne creăm un vaccin. Ok. Uite, mamă, dar se zguduie zona asta aici. Bă, frate. Uite, noi tot încercăm să comunicăm cu ea, vezi? Da. Uite și tu cum face. Uite, se tot umple aici, așa ciudat. De hai capul că acum meu. Faci vaccinul. Sper să reușim să facem vaccinul. Mamă, cât de interesant e, oare o să putem distruge sau ne distruge ea pe noi? Eu zic că mai întâi ne distruge ea pe noi și după aia o distrugem noi. Da, păi și pe aia cum o mai distrugem noi dacă ea ne-a distrus deja? Da, nu știu. Hai să facem vaccinul, să vedem despre ce e vorba. Ia, unde ne-a băgat vaccinul? Cred că aici. Mhm. Ne-am băgat vaccinul aici sau l-am luat? Că nu înțeleg. Ăsta e vaccinul? Da, ăsta e vaccinul. Uite, putem să-l testăm acum. Îl bea. Wow. Păi și cu vaccinul ăsta o să-l înfrângem pe ăla sau cum? Da, ci că da. Uite, acum... Ci că a creat un fel de reacție față de fiul nostru, dar nu suntem complet izolați de infecție. A, deci tot o să ci că trebuie să mai facem vaccinul și să le facem pe gen pe alte sim, să le dăm la alți oameni. Mhm. Dar stai, ca să mai creăm vaccinul ne trebuie flori din alea multe.
Am înțeles. Ne trebuie câte 10, 5. Mamă, se zguduie asta deja aici. Ai nebunit. Doamne, deci dacă vă place unde am ajuns până acum, dați un like și sper să distrugem acest monstru. Da. Ia să vedem, luăm astea și mai facem un vaccin. Corect. O să teleportăm pe cineva aici, zic eu, ca să îi dăm repede un vaccin și lor. Corect. Nu știu, tu ce zici? Hmm? Da, mai bine, mai bine. Ca să nu mai tot mergem noi. A, dar nu putem să teleportăm pe nimeni aici. Nu putem. Nu putem să luăm vaccinul cu noi? Ba, putem să luăm cu noi, dar ziceam să nu ne mai tot ducem noi prin altă lume, iar venim și tot așa. Ah, ok. Dar o să fac două vaccine. Ia să vedem. Avem 10 din astea? Hai că ar trebui să avem 10. Da. Hai să facem vaccinul. Văd că se simte tensionat. Îți dai seama că și eu m-aș simți tensionat dacă aș fi acolo față în față cu un monstru? Da, da, uite, punem asta, nu putem să o punem undeva în lume? De ce nu putem să o punem undeva pe aici ca să scăpăm de chestia asta? Haide să... De ce nu mai putem face încă un vaccin? Că avem din alea. A, pentru că avem destule oare? Haide. Nu, monstrule. Nu. Nu putem până nu lăsăm chestia asta jos. Deci da, tot trebuie să mergem undeva. Da. Da, tot trebuie să mergem undeva și să testăm pe altcineva, se pare. Ok, dar nu putem să fim noi cobaii sau ceva? Nu. Nașpa. Pentru că am testat deja pe noi. Atunci o să trebuiască să ne ducem înapoi la suprafață. Da, ne ducem înapoi la librărie, la bibliotecă acolo și testăm pe altcineva, pentru că nu avem altfel cum. Ok, atunci. Uai, mor de cald. De ce? Ce? Ci că noi am descoperit sursa infecției. Așa. Ci că o plantă enormă numită plantă mamă. Așa. Ci că singura modalitate să salvăm orașul e să ne batem cu creatura. Păi și cum ne batem? Că asta vrem să știu. Trebuie să găsim pentru infecție. Asta, trebuie să-l testăm. Ah. Da, ci că trebuie să testăm doar pe un om care e posedat. Acum trebuie să căutăm un om posedat. Cât de nasol. Cum posedăm noi un om? Nu putem noi să-l posedăm? Ia. Să-i dăm ceva să mănânce? Trebuie să-i dai planta aia să mănânce sau... Mm-hmm. Ne trebuie un om posedat. Până găsim un om posedat, ne apucă toamna. Hai să-i dăm să mănânce. Păi poți să-i dai să mănânce cu forța plantă din aia și să nebunească? Nu știu, dar nu mai avem plantă din aia. Ah. A, uite, putem cred că să luăm de aici. Haide, nenea, nebunește pentru noi ca să salvezi omenirea. Da, dar nu vezi că nu nebunește nimeni, nu-i nimeni nebun pe aici? Până acum erau toți nebuni, dar acum nu mai e nimeni? Da, serios. Mă, totu-i, dar nu-i niciun nebun acum. Pe bune. Uite, și plantele astea se fac tot mai mari în oraș. Da, eu zic că o să ajungă atât de mare încât o să fie cât aia mare. Ca aia, da. Da. A, am găsit un nebun. Oprește-l. Am găsit. Bine, perfect. Gata. Hai că venim acum. Uite, îi dăm. Ia să vedem. Și-a revenit? Trebuie să vedem dacă funcționează. Haide, nenea. Op. Oh. Și-a căzut cu fundul în sus. Direct cu nasul de asfalt. Ia să vedem. Alt nebun. Azi vedem dacă și-a revenit ăsta. Nu, nu și-a revenit. Vai, păi și cum nu-i faci? Bun vaccinul, trebuie să mai încercăm, ci că trebuie să încercăm până reușim. Uai, de și acum toți sunt nebuni.
N-avem ce să facem, trebuie să mai încercăm încă o dată până reușim. Da, deci nu te cred, vine... cât de greu poate să fie, uite, toată ora și nebună acum. Da. În afară de doctori și de militari. Băi, ei lucrează acolo. Da, ei poate au vaccinul, nu știu, oare pot să vorbesc cu ei? Mamă, cât suspans, schipuiți-mă cât de tare. Da. O să dureze până rezolvăm misterul ăsta. Dar oricum, fiți pe fază că va urma. Mm-hmm. Hai că mă mai duc o dată, mai încerc să mai creez un vaccin. Și dacă nu reușim nici acum, ne vedem în episodul următor. Nu uitați, azi avem 4 episoade. Exact. Dar măcar totuși am văzut ce se ascunde acolo. Corect. Și nu e fica noastră. Da. Dar măcar să rezolvăm treaba asta și pe aia continuăm să căutăm și pe ea. Păi da, că principalul scop ar fi să o găsim pe ea. Da, dar trebuie să salvăm acum orașul, pentru că noi am cauzat toată nebunia asta. Noi? Da, noi am cauzat-o, noi am deschis poarta. Și uite, se tot au bubuituri, tu nu auzi, dar se tot au bubuituri, uite, se mișcă tot ăsta, uite, ia foc, toate astea de aici. E din ce în ce mai rău. Putem să terminăm pe bune Sims-ul, adică să distrugem jocul. Doamne! Da. Ok, poți să-i dai direct să vină, cred că nu? Da, poate să vină direct. Și trebuie direct... să scaneze. A, iar trebuie să scaneze. Uh-huh. Oh, nu te cred. Ce? Și când mai avem baterie la scanner, trebuie să-l încărcăm. Și unde îl încărcăm, frate? Bă, frate, dar orice chestie măruntă. Da, băi, îți dai seama. Unde încărcăm noi ăla? Unde încărcăm scannerul? Nu știu unde îl încărcam. La priză. Da, eu îmi dau seama. Dar nu găsesc nimic unde am putea să-l încărcăm. Haide. Nu, nu-mi dau seama unde trebuie să-l încărcăm. Mamă, și ce se întâmplă aici? What? Nu știu unde să-l încărcăm, sincer. Ok, vedem în episodul următor. Dacă voi știți, nu uitați să ne scrieți în comentarii și noi vă lăsăm cu mulți, mulți pupici! Salutare!